Artist, un pian și un țambal este un proiect prin care ne dorim să demonstrăm nimic altceva decât că muzica e una. Cătălin Răducanu va cânta la pian și la țambal, în egală măsură, va cânta de asemenea muzică clasică, jazz și folclor, va face trecerea de la un stil la altul și de la un gen la altul, într-o manieră care este proprie și pe care nu am întâlnit-o la alți muzicieni. Mare provocare, trebuie să recunosc, să trec prin atâtea stiluri muzicale și mai ales transferul de la pian la țambal, dar în același timp mă fascinează și simt că poate să mi se potrivească din ce în ce mai bine astfel de proiecte. Ceea ce încercăm să demonstrăm prin acest proiect este că prin muzică se poate reuși un act de incluziune socială, ajungând în spații informale, în zone dintre cele mai îndepărtate ale țării, pornind din aceste locuri și ajungând până în celebre săli de concert. Dacă aceste recitaluri au loc în aer liber sau în interior, dacă au loc în fața unui public avizat sau unui public care nu a avut până acum contact cu muzica clasică, atitudinea pianistului și țimbalistului Cătălin Răducanu în acest context va fi aceeași. Își va dori să demonstreze prin muzică, trecând de la Chopin la Debussy, la George Gershwin sau Chick Corea sau la Tony Iordache, își va dori să demonstreze că muzica e una. Publicul a reacționat foarte, foarte bine, să spun simplu. Faptul că am făcut tranziția de la muzică clasică, repertoriu universal pianistic, la cel de jazz și apoi folclor mai puțin sau mai mult stilizat, au părut de-a dreptul fascinați și entuziaști. Acestor instrumente care totuși se diferențiază prin niște timbruri destul de speciale și diferite, încerc să arăt, cum se și spune, că muzica este una, este aceeași și că dacă muzica este pornită din interiorul nostru artistic, poate să facă această unire foarte natural și autentic și firesc.